Crisolia, un caz de dispariție. Ceea ce ne îndumerea în port înainte de toate era absența oricărei embarcațiuni. La drept vorbind, era un port minuscul, în formă de podcoavă, de unde urca până la noi un miros pronunțat de alge. Indiscutabil, un port particular de felul cum au cea mai mare parte a proprietăților din cap. Ajungea aici, luând din capătul parcului, pe o alee mărginită de pin, ce cobora ușor spre mare. Între timp, Eleni mă studia. Da, acesta era universul ei. În ceea ce mă privește, de multă vreme nu mai văzusem într-un parc o așa amestecătură de palmieri, eucalipți, mimoze, tamarcși și dacă n-ar fi fost acolo din pricina dispariției tatălui ei, m-aș fi lăsat îmbătată, prostită de aromele greoaie. Luxul casei, în stil grecesc, apa și cerul aveau acum, la 8 dimineața, efectul unui foc de artificii, ale căror scândei îmi pătrundeau prin ochi direct în cap. De parcă ar fi fost prima mea dimineață de vară, petrecută în fața Mediteranei sau ca și când capul Antilelor ar fi fost și capătul lumii. Pentru unii, asta și era un paradis al miliardarilor de dată mai mult sau mai puțin recentă. Stavros Gialis aparținea în principiu acestei categorii, ceea ce nu l-a împiedicat, după mărturia fiicei, să dispară de acasă cu o săptămână înainte, 7 zile bătute pe muchie. A dispărut pe data de 23 iunie. Gazeta Nismatan nu scosese un cuvânt despre asta. Radioul cu nimic mai mult și eu însumi n-aș fi știut nimic dacă ieri dimineață n-aș fi răspuns unui apel telefonic. Domnișoara Helen Frank, Cecil și cu mine abia sosiserăm și nici n-am apucat să ridicăm gratile de pe vitrinele librăriei. Am auzit de dumneavoastră. Ei, reputația cuiva s-ar fi cuvenit să răspund. Nu e decât ecoul prostiei noastre. Numai că necunoscuta de la telefon aveam voce atâta tristețe și neliniște încât n-am putut să fac glume. Cu atât mai mult cu cât imediat după ce s-a prezentat, m-a științat de ce mi s-a adresat mie. Mama e plecată la Londra pentru 48 de ore. Ea nu e la curent cu nimic din ceea ce fac. În sfârșit, vreau să vă spun că ea se așteaptă ca tata să se întoarcă repede. Nu prea e neliniștită. Cât despre mine, ce să vă spun? Eu sunt sigură că i s-a întâmplat ceva. Atât de sigură încât m-a convins pe mine să las orice și să vin la capul Antilelor. Și acum, după o raită prin casa în care n-am zărit urmă de servitor, ne găseam amândouă în portul fără nicio embarcațiune, dinaintea unei mări cu irizații metalice care ți-ar da fața și ochii. Uitați-vă bine, pentru că nu o să mai aveți posibilitatea să reveniți. Era clar, mama habar n-avea de nimic. Fiica mă primise pe ascuns, ceea ce pe scurt înseamnă că într-un fel sau altul eram complice cu ea. Cel puțin să Eleni Gialelis era o adolescentă prea deșirată, cam așa încât niciodată n-ar fi putut fi sigură pe măsura hainelor. 16 ani, îmi zise. Vârsta pe care ar fi avut-o fiica mea, agres. Dacă, probabil pentru că era atât de tânără, am și acceptat așa de repede să o întâlnesc, fără să mă preocupe deloc ora matinală a întrevederii, pe care mi-a fixat-o cu un tot ce nu admitea nicio replică. Cel puțin ce să nu vorbiți cu mama. De fapt, nici nu cred că o să o faceți. Aveți nevoie de bani? Îmi indică o lunetă așezată pe un suport metalic, așa cum se află la dispoziția tuturor turiștilor, oriunde există posibilitatea contemplării unei panorame. 2 monede de un franc introduse în fentă și orizontul îți aparține. Numai că eu nu venisem acolo ca să admir peisajul, oricât de atrăgător ar fi fost el. Cunosc regiunea, i-am zis, așa că aș prefera să continui să vorbești despre tatăl tău. 46 de ani, industriaș, produce produse alimentare. Cifrele de afacere ar face să pălească omologii săi din Roma. Sedii la Paris, Nisa, Milano.
o soție, Silvana, un singur copil, Eleni. Cam asta e tot ce am aflat eu. Iar Cecil, prietena și asistenta mea care a înșghebat ieri un așa zis dosar, n-a știut să-mi spună nimic în plus despre Gealelis. Bănuiesc că este pentru prima dată când dispare așa, nu știu să se mai fi întâmplat. În orice caz, de când am ajuns la vârsta să mă înțeles câte ceva, e pentru prima dată. Sunteți sigură că nu vreți bani? Se ghiceau în față, în transparența dimineții, insulele Lerin, Saint-Marguerit și Saint-Honorat, ca proprietate proiectate pe o pulbere solară. Am spus că nu. Mai târziu, insistența lui Eleni se întoarse în favoarea sa, atunci când, pentru moment, am avut impresia că, printr-un soi de detașare, ea se juca dându-și asigurări. Oare și biata mea, Agnes, ar fi ajuns așa, enervantă, insuportabilă? O întrebare la care nu voi primi răspuns niciodată. În fond, sunt obligată să te cred pe cuvânt. De fapt, cine poate garanta că mama ta n-are dreptate? Am putea chiar admite că tatăl tău, din motive care îl privesc personal, a preferat să se retragă pentru un timp. După toate situațiile statistice, din cele 13.000 de persoane care dispar în Franța, în fiecare an, aproape 70% în săptămâna viitoare sunt acasă. Dacă numai atât aveți să-mi spuneți, nu merită osteneala să vă deplasați până aici, pentru că v-am spus că s-a petrecut ceva grav, ceva foarte grav. Știu asta, simt, înțelegeți, simt. Vocea ei se rupsese, nu era departe de a izbucni în plâns. O adolescentă căreia bogăția nu i-a adus niciodată fericirea. Își răzbuna desigur condiția prin capricii cărora trebuia să li se supună toți și care răzbăteau uneori din ton. Să spunem că așa ar fi Eleni, dar într-o asemenea acas, ce ai vrea să fac? Vrei să acționez, dar în același timp mă împiedici să fac ceva. De vreme ce ea mă cunoștea după reputație pe mine și organizația noastră de binevoitori, SOS dispăruți, însemna că era informată cu privire la munca noastră, printr-un serviciu de telematică, ce ne permitea să acționăm în cel mai scurt timp. Difuzam avize de căutare, anunțuri la radio și în Nice Matan. Mesaje efectuam tot felul de mersuri pe lângă familii cunoscuți și rude, bănci, securitatea socială și ne adresam chiar poliției, când aceasta nu părea suficient de activă. Nimic din ceea ce făceam nu trece neobservat. Jucam deschis, cum s-ar zice, cu toate cărțile pe față. Ori Eleni îmi cerea să-i găsesc tatăl, nu numai fără acordul mamei sale, dar aceasta să nici nu afle. Era imposibil să fac ceva în aceste condiții și am respectat-o. Dar eu credeam că pot conta pe dumneavoastră, dacă ar fi măcar un indiciu, ceva cât de mic. A avut atunci o mină disperată și astăzi știu cât am decepționat-o în acel moment. Un indiciu ce-i drept i-am furnizase, desigur în maniera ei într-un fel indirect, numai că n-am știut să-l văd. Dar în dimineața aceea, când am reușit să o decepționez, nu mă sinchiseam deloc dacă eram sau nu agreabilă. Din cauza mării ca oglinda sau a nisipului trandafiriu, ori a portului particular, sau pentru toate mirosurile puternice ale dimineții de vară. Eram iritată, convinsă de ideea că o odraslă de bogătaș se amuză să mă joace pe degete ca să se facă interesantă și să-și dea gata părinții. Pe scurt, aveam senzația că îmi pierd timpul aici, la capul Antibelor. Câtă vreme la Nisa mă așteptau cazuri cu adevărat serioase, cu familii în stare de alertă, a căror viața afectivă și materială erau grav marcate de o dispariție. Mă faceți să regret că nu m-am adresat poliției, domnișoară Frank. Aha, v-ați schimbat hotărârea? Cum nu cunoașteți nimic, mama mea, desigur, vor veni să o interogheze. Ea nu mi-ar ierta așa ceva. Asta înseamnă cel puțin două lucruri, Eleni. Sau angajarea mea nu e pentru tine decât o diversiune, sau că mama ta e mai mult sau mai puțin complice în dispariția tatălui tău. Dacă există o dispariție, un vas trecea
prin micul port, o luntre lunguiață cu un singur catarg, așa cum vor fi trecut odinioară din Geneva sau din Grecia, transportând marmură. Eu sunt o inconștientă, știu prea bine ce zic. Acesta e motivul pentru care am apelat la dumneavoastră. Ar fi trebuit să-mi închipui că nu mă acordați încredere unei persoane care are mai puțin de 20 de ani. E drept că m-am gândit la asta abia după ce a sosit. Era clar că nu avea nicio legătură cu drama mea, dar lovitura așa țintise ținta. Am pălit. Ea se informase despre mine, știa că dacă am fondat pe Suez dispăruți, a fost în urma răpirii și asasinării fetiței mele, cu 6 ani înainte. De fapt, nici nu era mare lucru să afli așa ceva. În mai multe rânduri, la radio, la postul local de televiziune, am dat interviuri în legătură cu scopul asociației. Scuzați-mă, și tatăl meu și mama iau ceea ce spun și gândesc drept ceva neglijabil. Mă gândeam că o persoană ca dumneavoastră o să... Lasă, nu e nimic rău. Ba da, era și încă mult, dar poate chiar că l-am căutat. Am urcat din nou pe alee. Am traversat parcul. O mașină s-a oprit înaintea peronului. Din ea a coborât un băiețel și o femeie care dispărură numai decât în direcția intrării de serviciu, nu înainte de a ne fi aruncat o privire neîncrezătoare. Oameni din personal care începeau lucrul la ora 9 și care se vor fi întrebat pe cine primește domnișoara Gealelis la această oră și în absența părinților săi. Vă lipsește tatăl? O întrebare fără rost, nu prea departe de a fi chiar tâmpită. Tata? Da, dar mai ales adevărul. Deci adevărul pe care trebuia să ajungă să-l cunoască, cel puțin în parte, și pe care, dintr-un motiv sau altul, ea spera să ajung să-l etalez ziua în amiaza mare în fața ei. Și apoi, când i-am întins mâna la poarta proprietății, a izbucnit. Nu pot să vă ajut mai mult, domnișoară Frank. Vă jur că nu pot mai mult. Și dacă o să încep cu întrebări puse prietenilor de familie în legătură cu relațiile tatălui, e clar că mă voi izbi de un zi de tăcere, nu-i așa? La fel se va întâmpla și cu servitorii. Sunt convinsă. Trebuie să mărturisesc că felul ei de a da din cap în acele momente era confuz, înduioșător. Am pronunțat atunci cuvintele pe care le pronunț aproape întotdeauna la sfârșitul primei întrevederi, cu vreun solicitant și care echivalează de fiecare dată cu angajarea mea în afacere. O să încerc, dar nu promit nimic. Să-i fi dat voie Elenei, m-ar fi îmbrățișat, numai că vor mai trece mulți ani peste mine până când voi putea suporta ideea unei îmbrățișări din partea unei fete tinere. Așteptați, ce ar fi putut face cu fotografia pe care mi-o întinsese? Stavros Gealelis era ceea ce se cheamă un bărbat bine. Surâdea în fața unei embarcațiuni. Nu mi-ai spus dacă are vreo amantă. Nu are. Ești sigură? Absolut. Vreo pasiune? Nu, nu. Mă mințea, dar o făcea cu atâta neîndemânare, că nu încăpea nicio îndoială. Când voi descoperi pasiunea aceasta, voi deține cheia problemei. Eleni voia să mă angajeze în afacere, dar era clar că mi-ascundea ceva. La 23 iunie, da, tot ce pot găsi începând cu ziua aceea, ca și când Stavros Gealelis n-ar fi avut altă grijă decât să semene ca tom degețelul indicii cu privire la dispariția sa, numai că trebuia să încep cu ceva și Cecil, pe de altă parte, nu știa mai multe. Ca și mine era nerăbdătoare și tot ca și mine nu suporta așteptarea. Așteptarea care, în fapt, este marea marca unei organizații ca a noastră. După o dimineață petrecută în încăperile lui Nismadan și ale postului de radio Coasta de Azur, Cecil reveni fără acea lumină de triumf în privire, care o face mai tânără cu 20 de ani. Nimic, zero, nicio urmă din Gealelis al tău. Aruncă pe birou în dezordine fotocopii de jurnale și de telexuri. Mă apuc să le privesc acum. 8
optimism înainte de orice. Nu i-am răspuns. A trebuit să se mulțumească cu înregistrarea unei liste de fapte diverse, în nădejdea că va da de numele lui Gialelis. Deși lucrul acesta era ultimul la care s-ar fi putut aștepta, a telefonat Etienne și Julien. Fatal ca de fiecare dată, faptul acesta îmi smulge un surâs. Ajunge ca unul din cei doi să mă cheme, ca și celălalt să aibă aceeași idee. Julien e fostul meu soț, actualmente prieten, iar Etienne e ceea ce se numește un concubin. Asta pentru că și el și eu am luat hotărârea să trăim fiecare pe seama sa. Etienne este avocat, puțin snob, la fel de rafinat ca Julien. Este sobrietatea însuși. Amândoi țin de SOS dispăruți, Etienne ca avocat, iar Julien cofondator, ca tată al micuței noastre Agnes. N-am uitat de întâlnire? Normal să întreb, fiindcă adeseori trebuia să le reamintesc ca unor copii că ne întâlnim o dată pe săptămână. Uneori de două ori să facem socotelele, să comparăm rezultatele, să hotărâm asupra unei căi de urmat într-una sau alta din afaceri. În total, suntem 7, toți amici de când ne-am înhămat la treaba asta. Nu numai că vor veni, dar te anunț că Etienne a avut cândva o afacere cu Gialelis. Va trebui să-i vorbești. Am lipsit 20 de minute, timpul necesar pentru a-mi face cursele mele de celibatară. În vederea cinei, Etienne și-a ales chiar atunci momentul să telefoneze. Sunt sigură că Cecile a fost încântată să-i vorbească de o afacere care în ochii mei nu exista sau nu există încă, iar că Etienne l-a cunoscut pe Gialelis nu mă mulțumea decât pe jumătate, dar oricum și faptul acesta putea să-mi servească la ceva. Au avut ceva relații anul trecut, o poveste cu o licență, nu știu prea bine. Părerea lui Etienne este că omul acesta e capabil să zdrobească pe oricine, dar cu eleganță, ceea ce e mai rău, nu? Dacă n-ar fi zdrobit pe nimeni, s-ar fi retras acolo unde este. O situație socială care nu l-a împiedicat să dispară, sau poate chiar mai mult, l-a obligat să dispară. Frumos bărbat! Cecile ținea în mâini fotografia pe care mi-o dăduse Eleni. Sportiv, sporturi costisitoare. Un sportiv care se le cultivă pentru că știe că e cineva. Bine judecat, Cecile vorbea de altfel în cunoștință de cauză. La 60 de ani se oprise și nu mai număra aventurile sale cu instructorii de schi, directorii de gimnazii, piscine, navigatorii solitari care aruncau pentru 2 sau 10 zile ancora la picioarele ei, care cei drept sunt mici și fine. Te gândești la o răpire? Nu, poate vrea să ne facă să credem într-un kidnapping. Deocamdată n-a cerut nimeni răscumpărare. Lăsă din mână fotografia și nu știa, eu la fel, că deținea o parte din soluția problemei. Acest papuc zburător pe care nu-l văzuse în micul port particular. Ce te gândești să faci? Ce vrei să fac? Nici măcar nu pot chema banca sau băncile sale ca să aflu dacă n-a scos cecuri de la 23 iunie încoace, dacă n-a luat în ziua aceea bani lichizi sau poate în zilele următoare. Hai dăm ziarele. Mi-a aruncat recolta cu un fel de febrilitate. Cecile n-aștepta decât acest spectacol, să mă vadă înhămată la muncă. Curiozitatea ei, de fiecare dată, colaboratoarea mea cu cercei, pasiune incorigibilă. Și timp ce frunzăream grămada din fața mea, s-a plecat peste tăieturi, curioasă să știe dacă descoper ceva ce i-a scăpat. Atacurile cu armă la ordinea zilei, 3 polițiști condamnați la 10 ani închisoare de către curtea din Assis, în Alpii Maritimi, pentru furt prin spargere, moartea unei vechi membru al Cagulei, refugiat în sud, ca atâția alți colaboraționiști, o bandă de skinheads terorizând un cartier de magrebeni, iar municipalitatea părea să-și facă un titlu de mândrie din a nu-i deranja prea mult.
pe scurt lucruri curente, fără mai vorbi de manifestația care odată pe lună întrunește în piața publică pe nostalgicii pedepsei cu moartea. Când deodată informația ea revenea în fiecare zi, începând cu săptămâna lui 23 iunie, ca un refren, doi turiști olandezi cioburțiți de elicea unei bărci, accident ce se petrece în fiecare vară, dar care în conștiința mea dobândea un relief cu totul particular. Barca se scufundase. Nu existau martori ai dramei, ori preferau să păstreze tăcerea. Câte unul își aducea aminte că ar fi văzut un papuc zburător, dispărând la orizont, în apropierea insulelor, dar nu era prea sigur. Înțelegeam totul. Absența vasului neașteptată într-un port particular, luneta îndreptată spre și eu care refuzam banii din partea lui Eleni. Oare mă exaltam așa numai pentru că nu aveam altă pistă de urmat? Am împins cu zgomot scaunul. M-am ridicat dintr-un salt. Cecil mă urmă. Unde mergi? La bunul Dumnezeu. Ce o să-i spuneți? Nimic, Eleni. O să-i vorbesc eu. Până la insula Margareta n-am scos un cuvânt. Vasul a acostat pentru cei câțiva pasageri care debarcau aici. După 5 sau 6 minute se îndrepta spre cealaltă insulă, Saint Honora. Cum ați ghicit? Ei, mă gândeam să-i răspund. Asta mi-e meseria, dar m-am oprit. Se poate vorbi de meserie, de profesiune, la drept cuvânt în cazul lui SOS dispăruți. Tu m-ai așezat pe drumul drept, aș zice, chiar cu o anume insistență, dar n-am înțeles numai decât totul. Știți ce am spus mamei când v-ați întors după mine? Căci mama ei revenise de la Londra când am sunat la grilaj, în urmă cu o jumătate de oră. În timpul drumului de la Nisa la capul Antibelor, care nu mi-a luat mai mult de o oră, am inventat 1000 de minciuni pentru doamna Gialelis. Silvana, după prenume, inutil însă. La dictafonul intrării mi s-a spus să aștept 2 minute, la capătul cărora mama lui Eleni mi-a răspuns simplu: Eleni, vă trimit îndată. Atât și nimic altceva, nicio bănuială, nicio întrebare. Eleni avea dreptate incontestabil, în ochii mamei, ea de-abia exista. I-am spus că vă ocupați cu scrisul, că ne-am întâlnit la Juan Lepins și că intenționați să scrieți un roman despre fetele bogate. A amuzat-o ideea. Surâsul se șterse imediat de pe fața ei. Vasul se îndrepta spre Saint Honorat. Dacă aș fi acceptat să introduc cele două fise în fenta lunetei, aș fi avut soluția, nu-i așa? Da. Luneta era îndreptată spre insula Saint Honorat, mai exact ca pe un punct anume al insulei, o zidărie pe care turiștii o vizitează de mulți ani și de unde cumpără ca suveniruri flacoane de lichior. De unde știai că s-a refugiat acolo? Totdeauna spunea că în caz de nenorocire acolo se va retrage. Când ai înțeles că există o relație între accidentul cu papucul zburător și tatăl tău? Îndată cum am auzit de el, când eram mai mică, am mai avut un accident de felul acesta. De data aceea n-a fost decât un rănit. Dacă mama și cu mine n-am fi fost la bord cu el, tata s-ar fi scufundat. De la debarcader n-am avut mult de mers până la mănăstirea Saint Honorat, un drum mărginit de pini cu buzii de viespi sub un cer care nu era albastru, ci alb din cauza căldurii insuportabile. La poarta zidăriei, amintind de o fortăreață în miniatură, un călugăr ne-a devitat obișnuitul discurs pentru vizitatori. Regulile noastre de ospitalitate ne obligă să ne întrebăm, să nu întrebăm nimic pe cei ce caută adăpost la noi. Nu le cerem să spună nici numele, nici motivele care împing să vină să se așeze printre noi. Aceasta e legea noastră, aceeași de 15 secole. Spuneți-i că fiică-sa vrea să-l vadă. Și soția la fel, adăugai, nu prea mult deranjată de faptul că îndrăzneam să mint un om al bisericii. 5 minute de așteptare. A apărut cu pasul târât. Da, acesta era bărbatul frumos din fotografie, cu câțiva ani în plus și cu un vizibil aer de prizonier.
nebărberit de câteva zile, îmbrăcat într-un t-shirt cenușiu și o pereche de blugi. Toată înfățișarea lui sugera ceva de pictor trăind într-o boemă miliardară. N-a schițat niciun gest, nicio mișcare de retragere, numai o privire ostilă. Când mi-a remarcat prezența, așteptam lovitura de grație, zise el. E clar că s-a întâmplat să fii tu aceea care mi-o dă. E chiar normal. Hai să te întorci cu noi, răspunse Eleni, ca să te prezinți la poliție. Câtă siguranță, fermitate în glas, nu mai era feteșcana bogată și capricioasă, ci o femeie tânără și autoritară, calmă, categoric impresionată de ceea ce făcea, dar fără să lase să se vadă. Fratelui cistercian, care asista într-un colț de patio la această scenă, Stavros Gealelis îi spuse: Mulțumesc pentru tot, părinte. Când ai timp, roagă-te pentru mine. Un moment mai târziu, acest bărbat care mergea să plătească vina de a fi cauzat involuntar moartea celor doi tineri olandezi a avut un acces de gust îndoielnic. Ne-am întors spre cant cu vasul dramei. Un papuc zburător al care dormea într-un golfuleț al insulei. A insistat să-l conducă el, pilota cu prudență, rămânând cu spatele întors spre noi. Vă mulțumesc, murmură Eleni. De ce? Ai făcut totul singură. Nu era pentru prima dată când o terță persoană încerca să răzbune prin mine, prin SOS dispărut, dar de obicei nu îi prea mergea. Câteva zile mai târziu, afacerea aceasta, care nici n-a fost de fapt o afacere, se va șterge din conștiința mea, înaintea atâtor noi obligații care în fiecare zi mă așteptau, tot mai ingrate și tot mai lipsite de orice moralitate. De ce zâmbiți? Nu știu, sau poate pentru că știu că am în față o ființă matură, o femeie de afaceri nemiloasă, capabilă să conducă un imperiu, să zdrobească precum o făcuse la rândul lui tatăl său, să îi elimine după necesități pe unii sau pe alții. Îmi răspunse cu un surâs ușor pe nedrept însă, pentru că vorbele rostite adineaori nu erau un compliment, dar ea nu avea cum să înțeleagă.